Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre cum să conduci eficient dacă ai o mașină pe benzină. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Hai să spui că nu trebuie să existe un video în care să-ți spunem asta pentru că știi deja. Dar foarte mulți oameni dețin un autoturism cu motor pe benzină care nu știu la ce să aibă grijă. Ce anume trebuie să facă în anumite situații și de ce? Fie că sunt începători, fie nu au fost interesați niciodată, fie au găsit ceva nereguli și vor să se asigure că nu ei sunt cauza acestei probleme. Mașinile diesel sunt mult mai numeroase decât mașinile pe benzină, așa că toată lumea caută și citește despre cele pe motorină. Unii scriu foarte multe lucruri utile pentru motoarele pe motorină. Însă, de ce să-i lăsăm deoparte și pe cei cu motoare pe benzină? Haideți să o luăm treptat și fiecare pas să ne apropie de a fi un șofer mai bun pentru mașina noastră. Cum pornim? Foarte mulți se întreabă dacă după ce au băgat cheia în contact trebuie să aștepte să se stingă toți martorii din bord. Indicat ar fi să aștepți să se stingă toți martorii din bord și pe urmă să pornești mașina. Nu înseamnă că o să ai mari probleme dacă pornești imediat motorul. Dar mecanicii cu care noi am stat de vorbă spun că e bine să lăsăm toți martorii din bord să se stingă. Ce fac cu motorul? Aștept să se încălzească sau plec? Există și răspunsul da, dar și răspunsul nu. Însă depinde ce motor ai pe mașină. Dacă vorbim de un motor turbo, TSI, TCE, EcoBoost, etc., trebuie să aștepți în jur de 30 de secunde, însă nu pentru încălzirea motorului, ci pentru ca presiunea din circuitul de răcire a turbosuflantei să poată circula astfel încât să ungă turbina. Dacă ai un motor aspirat, nu mai trebuie să aștepți și poți pleca imediat ce ai pornit motorul. Există o turație anume pentru schimbatul vitezei? Pentru această întrebare nu există un răspuns bătut în cuie și nici o anume regulă care să te învețe ce să faci. Totul pornește de la cât de bine îți cunoști mașina. Motoarele turbo au cuplul și puterea funcționale la turații mai mici, așa că este indicat să schimbi vitezele până în 2000 de rotații pe minut. Cu ce ne ajută frâna de motor? E bine, frâna de motor reduce consumul mașinii tale. Este foarte indicată în oraș, mai ales pe străzile lungi în care poți să frânezi treptat din frâna de motor. Ce facem cu sistemul Start and Stop? Ei bine, sistemul Start and Stop este făcut să protejeze motorul. Dacă ai un sistem Start and Stop pe mașină, nu-l dezactiva, ci păstrează-l pornit pentru că odată ce această funcție este activată, consumul tău de carburant ar putea să scadă. Traficul din București, spre exemplu, este un mediu ideal pentru mașinile cu sistem Start and Stop. Martorul pentru alimentare este aprins. Cât pot să merg cu el așa? În mod normal, nu este indicat să conduci foarte mult după ce martorul care te trimite să o alimentezi s-a aprins. Asta pentru că ți se poate întâmpla oricând să consideri că se mai poate merge cu benzina pe care o ai în rezervor și de fapt să ți se oprească mașina în mers. E bine, acestea sunt sfaturile noastre despre cum să conduci eficient dacă ai o mașină pe benzină. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!